întors la Esențial alături de noi astăzi Diana Tache, sursa zilei, editor, coordonator, domnul Mugur Ciuvică, grupul de investigații politice. Vă mulțumesc pentru prezență. Din moment în moment se va citi moțiunea în plen, deși a fost depusă abia în urmă cu 3 ore. Votul însă va fi dat săptămâna viitoare. Și avem o imagine cu Parlamentul României, doamnelor și domnilor, care este gol fix la ora 15, când această moțiune ar trebui citită. Vom merge la Diana Lazăr, vom întreba pe Diana dacă știe cumva unde au dispărut între timp parlamentarii. Diana? Bun găsit, Ana. Într-adevăr, este aproape goală sala de plen în momentul acesta, însă văd câțiva parlamentari din zona opoziției care, iată, își iau locurile în bănci. Vor fi foarte puțini. Până la urmă, Ana, regulamentul Camerei Deputaților și a Senatului spune că citirea moțiunii de cenzură poate fi făcută în ședință comună, nu neapărat în condiții de cvorum. Așadar, pot fi doar câțiva parlamentari în sală și atunci se lecturează oricum textul acestei moțiuni. Este așadar o formalitate. Vom vedea când va fi declarată deschisă această ședință, pentru că, iată, și prezidiul este gol la această oră, nici președinții celor două camere nu au sosit în sală. Vom vedea așadar și cine va citi această moțiune de cenzură. Cel mai probabil Raluca Turcan, liderul grupului Partidului Național Liberal, va fi cea care va da curs lecturii acestei moțiuni. Și știm deja, birourile permanente ale celor două camere au programat pentru marți, săptămâna viitoare, ora 14, dezbaterea moțiunii de cenzură și mai apoi votul. 173 de parlamentari din opoziție și-au pus semnătura pe acest text care îi cere demisia, care cere plecarea acasă a guvernului Viorica Dăncilă. Vorbim de parlamentari de la PNL, USR, PMP și UDMR. Cei din Pro-România, 24 la număr în Parlamentul României, au anunțat că vor vota această moțiune de cenzură, dar nu au semnat-o. Iată, intră în sală acum Raluca Turcan. Cel mai probabil va merge în banca de deputați, din moment ce ședința de plen încă nu a fost deschisă. Ana, de asemenea, poate ar trebui să punctăm faptul că, în mod normal, în mod cutuma Parlamentului, spunea că și guvernul vine la lecturarea moțiunilor de cenzură. Nu avem un anunț oficial din partea premierului Dăncilă dacă participă sau nu. Cu siguranță a fost invitată, însă invitația probabil a fost una extrem de rapidă, foarte din scurt, așadar nu știm dacă reprezentanții guvernului vor onora cu prezența momentul acesta în care se citește moțiunea de cenzură. Rămâne de văzut însă dacă până săptămâna viitoare parlamentarii opoziției vor reuși să mobilizeze mai mulți senatori și deputați din celelalte grupuri parlamentare care să îi sprijine la încercarea de a dărâma guvernul Dăncilă. În acest moment, grupurile semnatare plus cei din Pro-România au împreună 209 voturi, dar până la 233 ar trebui să se bazeze pe fie minoritățile naționale, fie deputați sau senatori neafiliați, fie de la PSD și ALDE. Da, de la PSD au existat deja doi parlamentari care înțeleg că astăzi au trecut la Pro-România. Probabil că se vor face negocieri până săptămâna viitoare. Asta dacă într-adevăr Partidul Național Liberal își dorește ca această moțiune să treacă și nu este doar un joc de imagine pentru a explica electoratului că au încercat să ajungă la guvernare, dar iată, nu s-a putut. Nu au intrat, înțeleg, Diana, în sală nici cei care ar trebui să conducă această ședință de plen. Este ora 15 și 3 minute. Toată țara urmărește cu interes acest moment. Exact. Nu au sosit încă președinții celor două camere. Azi minte, Călin Popescu-Tăricianu este într-o vizită în Franța zilele acestea și astăzi și mâine. Doar Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, este în Parlament, dar asta, absența lui Tăricianu, nu împiedică cu nimic desfășurarea lucrărilor Parlamentului. Poate să vină un vicepreședinte de la Senat și să conducă în locul lui Călin Popescu-Tăricianu, dar iată, se în
când e, într-adevăr, încercăm și noi, Ana, să vedem de ce această întârziere. Deocamdată, într-adevăr, este, să spunem, permisă chiar și de codul bunelor maniere, însă nu aș exclude varianta ca președinții celor două camere să o aștepte încă pe premierul Dăncilă sau să aștepte un răspuns de la guvern legat de prezența în sala de plen atunci când va fi citit acest text al moțiunii. Vorbim de un text, Ana, care este structurat pe 5 mari puncte, să spunem așa, în care îi se cere plecarea premierului Dăncilă și a întregului guvern PSD-ALDE, dar principalul reproș, dacă putem să-l numim așa, pe care îl aduce opoziția, este legat de organizarea alegerilor europarlamentare din 26 mai și a referendumului cerut de președintele Klaus Iohannis. Felul în care au fost așadar organizate alegerile în diaspora ar trebui să ducă la căderea acestui guvern, dar și modificările repetate ale legilor justiției în acești doi ani și jumătate de guvernare, da, PSD-ALDE ar trebui, în opinia opoziției, să conducă de asemenea la plecarea executivului acasă. Și, de asemenea, foarte important, ultimul punct în această moțiune de cenzură este introdus la solicitarea celor de la UDMR, și anume reproșuri la adresa guvernului că nu au intervenit la timp pentru evitarea escaladării scandalurilor de la cimitirul din Valea Uzului. Știm că această condiție a fost pusă de cei de la UDMR pentru a semna moțiunea și pentru a o vota. Altminteri, întârzierea cu care a fost depusă această moțiune de cenzură este legată și de neînțelegerile pe care cei din PNL le-au avut cu cei din UDMR. În continuare, iată, Ana, intră acum președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, se așează la prezidiu. Vom vedea cine vine și din partea Senatului pentru a conduce această ședință. În continuare, din partea guvernului nu a sosit nimeni. Masa reprezentanților guvernului este goală. Vom vedea dacă vin măcar secretar de stat sau cât reprezentanți ai executivului. Și așteptăm din clipă în clipă, Ana, să se pornească până la urmă la această ședință de plen. Mulțumim foarte mult, Diana.